un diamant mare cât hotelul Ritz. De Scott Fitzgerald. Capitolul 1. John T. Unger aparținea unei familii binecunoscute de mai multe generații din Heights, un orășel de pe marginea fluviului Mississippi. Tatălui John își apărase titlul de cel mai bun judecător de golf amator de-a lungul multor competiții înfierbântate. Doamna Unger era cunoscută de la mic la mare, după cum se zicea prin partea locului, datorită discursurilor ei politice. Iar tânărul John T. Unger, care abia împlinise 16 ani, dansase cele mai noi dansuri lansate la New York, încă înainte de a purta pantaloni lungi. Acum urma să plece de acasă pentru un anumit timp. Respectul noi Anglii pentru o educație aleasă, o treabă a tuturor orășelelor de provincie care le golește anual de cei mai promițători tineri, pusese stăpânire și pe părinții lui. Nimic nu-i mai putea satisface în afară de ideea ca el să urmeze școala St. Midas de lângă Boston, socotind că Heights era prea neînsemnat ca să-l poată păstra pe scumpul și înzestratul lor fiu. Asta fiindcă în Heights, după cum bine știți dacă ați fost cumva vreodată pe acolo, numele celor mai distinse școli secundare și colegii nu înseamnă mare lucru. Locuitorii orășelului au fost atât de mult timp izolați de lume, încât, deși fac paradă că țin pasul cu moda și obiceiurile și literatura, depind în cea mai mare măsură de cele aflate din auzite, iar o reuniune care în Heights e socotită distinsă ar fi fără îndoială categorisită de către vreo prințesă a conservelor de carne de vită din Chicago, drept cam prăpădită. Iată-l deci pe John T. Unger în ajunul plecării. Doamna Unger, cu naivitatea maternă, îi îndesăgea mantanele cu o mulțime de costume din pânză și vâră până și un ventilator electric, iar domnul Unger îi dărui fiului său un portofel înțesat cu bani. Ține minte, aici ești oricând binevenit, îi spuse. Poți fi sigur, băiete, că vom întreține focul căminului părintesc. Știu, a răspuns John cu convingere. Nu uita cine ești și din ce familie te tragi, urmă tatăl, și că nu ți-e îngădui să faci nimic care să-ți dăuneze. Ești un Unger din Heights. Astfel, tatăl și fiul își strânseră mâna și John plecă cu lacrimile și roindu-i pe obraz. Peste 10 minute, ajuns în afara orașului, se opri să mai privească o ultimă dată înapoi. Deasupra porților, demodatul moto-victorian îi păru deosebit de atrăgător. Tatăl său încercase de nenumărate ori să determine schimbarea acestui moto cu altul, care se inspire ceva mai mult având și inițiativă, ca de exemplu, Heights, norocul dumneavoastră, sau o simplă firmă cu bine ați venit, deasupra unei cordiale strângeri de mână, punctată de becuri electrice. Vechiul moto e cam deprimant, așa gândise domnul Unger. Dar acum... Așadar, John privi ce privi și apoi se îndreptă cu hotărâre spre destinația lui. Și pe când întocea spatele orășelului profilat pe cer, luminile păreau pline de o frumusețe caldă și înflăcărată. Școala St. Midas se află la o jumătate de oră de Boston cu un automobil Rolls-Royce. Adevărata distanță nu va fi cunoscută niciodată, pentru că nimeni, în afară de John T. Unger, nu sosise acolo altfel decât într-un Rolls-Royce și probabil că nimănui nu-i se va mai întâmpla așa ceva vreodată. St. Midas este cea mai costisitoare și mai greu accesibilă școală secundară de băieți din lume. Primii doi ani s-au scurs în mod plăcut pentru John. Tații tuturor băieților erau regi ai finanțelor și John își petrecea verile invitat prin stațiunile balneare la modă. Deși băieții la care se ducea în vizită îi plăceau foarte mult, îl izbea faptul că taților erau făcuți din același aluat și se mira copilărește de extrema lor asemănare. Când le spunea de unde e, îl întrebau jovial. Cam cald acolo jos. Iar John se străduia să schițeze un zâmbet și răspundea. Da, e destul de cald. Ar fi răspuns mai cu inimă dacă n-ar fi făcut toți aceeași glumă, schimbată în cel mai bun caz cu... E destul de cald acolo jos pentru dumneata, ceea ce îi displăcea la fel de mult. La mijlocul celui de-al doilea an de școală, în clasa lui John, a sosit un băiat frumos și cu minte cu numele de Percy Washington. Noul venit avea o purtare plăcută și era extrem de bine îmbrăcat chiar pentru școala St. Midas, dar nu se știe din ce pricină se ține la distanță de ceilalți băieți. Singurul cu care se arăta mai apropiat era John T. Unger, dar chiar și față de John, păstra o rezervă absolută în privința casei și a familiei sale.
Că era bogat nu încăpea îndoială, dar în afara câtorva deducții de acest fel, John nu știa aproape nimic despre prietenul său. Așa că atunci când Percy îl invită să petreacă vara la el acasă în vest, curiozitatea promitea să fie satisfăcută din plin. Primi fără ezitare. Abia când se aflau în tren, Percy deveni pentru prima dată ceva mai comunicativ. Pe când dejunau în vagonul restaurant, discutând despre imperfecțiunile câtorva colegi, Percy schimbă deodată tonul și făcu o remarcă bruscă. Tatăl meu, spuse, este de departe cel mai bogat om din lume. Oh, făcu John politicos. Ce alt răspuns se putea da față de asemenea destăinuire? Se gândi să spună. Asta e foarte frumos. Însă ar fi sunat prea sec, așa că era pe punctul să spună. Zău? Dar se răzgândi ca nu cumva să pară că pune la îndoială afirmația lui Percy. Ori o astfel de afirmație uluitoare cu greu putea fi pusă la îndoială. De departe, cel mai bogat, stărui Percy. Am citit într-un almanah, început John, că există un om în America cu un venit de peste 5 milioane de dolari pe an și 4 oameni cu venituri de peste 3 milioane pe an. Și... ăsta e un flac! Disprețul prefăcu gura lui Percy într-o semilună. Capitaliști mărunți, financiari pigmei, negustori meschini și cămătari. Tata i-ar putea cumpăra cu totul, fără măcar să știe că a făcut-o. Dar de ce nu... De ce nu figurează cu impozitul pe venit? Pentru că nu plătește niciun fel de impozit. De fapt, plătește un mic impozit, dar nu pe venitul său real. Trebuie să fie foarte bogat, a făcut John simplu. Mă bucur, îmi plac oamenii foarte bogați. Cu cât un om e mai bogat, cu atât îmi place mai mult. Fața lui Wackersh exprima o sinceritate entuziastă. Anul trecut de Paște am fost invitat la familia Schleitzer Murphy. Vivian Schleitzer Murphy are niște rubine mari cât o ole de găină și safire care seamănă cu niște globuri de lampă aprinse. Ador bijuteriile, aprobă Percy cu entuziasm. N-aș vrea, bineînțeles, să se știe la școală, dar eu însumi am o colecție frumușică. Le-am strâns în loc de timbre. Și diamante, urma John nerăbdător. Familia Schleitzer Murphy are diamante mari cât nuca. Ăsta e un flac. Percy s-a plecat înainte și vocea îi scăzuse până la șoaptă. Un adevărat flac. Tata are un diamant mai mare decât hotelul Ritz-Carlton. Capitolul 2. Apusul de soare din Montana se lățea între doi munți ca o vânătaie uriașă din care vinișoare întunecate se răsfirau pe un cer de venin. Sub bolta cerului, la o depărtare imensă, se ghemuia satul Fish. Minuscul, mohorât, uitat de lume. 12 oameni trăiau în satul Fish, așa se spunea. 12 suflete posomorâte, de neînțeles, care surgeau un lapte anemic din stânca aproape stearpă, pe care îi zămislise misteriosul impuls de populare. Deveniseră o rasă aparte acești 12 oameni din Fish, cu unele specii iubite din vreun capriciu străvechi al naturii, care apoi, gândindu-se mai bine, le-a părăsit în voia luptei și a exterminării. Când de îndepărtare apăru din vânătaia neagră albăstruie un lung șirac de lumini mișcătoare ce se tăra prin pustietatea ținutului, cei 12 oameni din Fish se strânseră ca niște stafii la baraca gării pentru a asista la trecerea trenului de ora 7, expresul transcontinental de la Chicago. Cam de 6 ori pe an, expresul transcontinental, printr-un mister de neînțeles, oprea în satul Fish și atunci, când se întâmpla acest eveniment, o siluetă, două, descindeau și urcau într-o șaretă care apărea întotdeauna din amurg și se reîntorcea în apusul Vinețiu. A asista la acest fenomen fără sens, absurd, devenise un fel de cult pentru oamenii din Fish. Să asiste, asta era totul. Nu rămăsese în ei nici urmă din însușirea vitală a iluziei care i-ar fi făcut să se mire sau să facă presupuneri. Altfel, o adevărată religie s-ar fi putut naște în jurul acestor misterioase apariții. Dar oamenii din Fish erau în afara oricărei religii. Chiar cele mai simple și mai primitive dogme ale creștinismului nu puteau prinde rădăcină pe stânca aceea stearpă. Așa că nu exista altar, preot, jertfă, doar adunarea tăcută de lângă baraca gării în fiecare seară la ora 7. O congregație care își înălță ruga de uimire tulbure, anemică.
În acea seară de iunie, marele frânar, pe care de-ar fi fost să zeifice pe cineva, acești oameni l-ar fi ales cu siguranță de protagonistul lor ceresc, hotărâse ca trenul de ora 7 să-și deșerte parte din conținutul său uman sau inuman la fiș. La 7:02, Percy Washington și John T. Unger descinseră, trecură în grabă prin fața ochilor vrăjiți, căscați, speriați ai celor 12 oameni din fiș, se urcară într-o șaretă care apăruse nu se știe de unde și se îndepărtară. După jumătate de oră, când amurgul se închegase devenind întuneric, negrul tăcut care mâna șareta strigă ceva către o formă opacă, aflată undeva înaintea lor în beznă. Drept răspuns la strigătul lui, un disc luminos se îndreptă spre ei, privindu-i ca un ochi răuvoitor din noaptea de nepătruns. Apropiindu-se mai mult, John văzu că era lumina din spate a unui automobil imens, mai mare și mai splendid decât văzuse vreodată. Caroseria era dintr-un metal sclipitor, mai prețios decât nichelul și mai ușor decât argintul, iar butucii roților erau împodobiți cu figuri geometrice irizate în verde și galben. John nu îndrăzni să ghicească dacă erau de sticlă sau juvaiere. Doi negri îmbrăcați în livrele scânteitoare, așa cum poți vedea în pozele înfățișând cortegiul regal la Londra, stăteau în poziție de drepți lângă mașină și când cei doi tineri coborâră din șaretă, îi salutară într-un grai pe care oaspetele nu-i sputi să-l înțeleagă, dar care părea a fi o formă degenerată a dialectului negrilor din sud. Urcă, îi spuse Percy prietenului său, în timp ce geamantanele lor erau cocoțate pe acoperișul de abanos al limuzinei. Te rog să ne scuzi că am fost nevoit să te purtăm atâta drum în șareta aceea, dar nu e indicat ca oamenii din tren sau tipii ăia uitați de Dumnezeu din fiș să vadă automobilul. Doamne, ce mașină! Exclamația fusese provocată de interiorul automobilului. John constată că era tapisat cu o mătase extrem de fină, brodată cu juvaiere și prinsă pe un fond din material de aur. Cele două banchete în care se lăfăiau ei erau acoperite cu o stofă ce semăna cu diftina, dar părea țesută în nenumăratele culori din vârful penelor de struț. Ce mașină!" exclamă din nou John uluit. Asta?" râse Percy. O, e doar o rablă veche pe care o folosim pentru cărat geamantanele de la gară." În acest timp alunecau prin întuneric spre despicătura dintre cei doi munți. O să ajungem într-o oră și jumătate," spuse Percy uitându-se la ceas. Pot să te anunț că ai să vezi ce n-ai mai văzut niciodată." Dacă automobilul era un indiciu pentru ce urma să vadă, atunci era într-adevăr pregătit să fie uimit. Credința simplă care predomină în Heights are, ca prim articol al crezului, o zeloasă venerație și un respect nemărginit pentru bogății. Dacă John s-ar fi simțit altfel decât radios de umil în fața lor, părinții lui și-ar fi întors fața îngroziți de la asemenea blasfemie. Ajungând la despicătura dintre cei doi munți, pătrunseră în ea și aproape imediat drumul deveni mai accidentat. Dacă luna ar lumina până aici jos, ai vedea că ne aflăm într-o viroagă adâncă, spuse Percy, încercând să scruteze prin geam. Rosti câteva vorbe în microfon și imediat valetul aprinse un reflector care mătură coastele munților cu un șuvoi imens de lumină. Nu mai stâncă, vezi? O mașină obișnuită s-ar sfărâma în bucăți într-o jumătate de oră. De fapt, ar fi nevoie de un tank dacă nu cunoști drumul. Observ că acum urcăm. Era limpede că urcau și, în răstim de câteva minute, mașina trecu peste o mobilă înaltă, de unde zărirea o lună palidă, răsărită de curând în depărtare. Mașina se opri brusc și mai multe siluete se desprinseră din întuneric și se apropiară. Erau tot negri. Din nou cei doi tineri fură salutați în același dialect greu de recunoscut. Apoi negrii se puseseră pe treabă și prinseseră cu cârlige de butucii marilor roți bătute nestemate, patru cabluri imense care se legănau deasupra capului. La un răsunător hey-rup, John simți cum mașina era ridicată de la pământ. Sus, tot mai sus, deasupra celor mai înalte stânci de pe ambele părți. Apoi și mai sus, până când văzu o vale unduită, luminată de lună, întinzându-se la picioarele lui, în contrast puternic cu prăpastia stâncoasă pe care tocmai o părăsiseră. Doar într-una din părți străjuia încă un perete de piatră, dar pe neașteptate dispăru orice urmă de stâncă din apropiere sau de oriunde în jurul lor. Era limpede că trecuseră peste o imensă lamă de piatră ca un cuțit înfipt vertical în văzduh. Într-o clipă porniră să coboare și, în cele din urmă,
Mașina fu așezată cu o ușoară izbitură pe pământ neted. Ce-a fost greu a trecut?" spuse Percy privind chiorâș pe geam. Mai avem numai 5.000 de aici și tot drumul, proprietatea noastră, e pavat cu cărămizi. Ținutul ne aparține. Aici se termină Statele Unite, cum zice tata. Suntem în Canada?" Nu, în inima munților stâncoși din Montana. Acum te afli însă pe singurele 5.000 de pătate care n-au fost niciodată măsurate." De ce? Au uitat?" Nu," răspunse Percy rânjind. Au încercat de 3 ori. Prima dată bunicul a mituit un întreg departament al controlului de stat. A doua oară a pus la cale modificarea hărților oficiale ale Statelor Unite. Asta a mers timp de 15 ani. Ultima dată a fost ceva mai greu. Tata a aranjat așa încât compasele lor să pătrundă în cel mai puternic câmp magnetic provocat care a existat vreodată. A comandat o întreagă garnitură de instrumente topometrice cu ușoare defecțiuni și le-a schimbat cu cele ce urmau să fie folosite, astfel încât acest teritoriu să nu apară pe nicio hartă. Apoi a deviat cursul unui râu și a înălțat pe malurile lui ceva asemănător unui sat, așa încât topometrii să-l vadă și să creadă că e un oraș aflat la 10 mile mai sus. De un singur lucru se teme tata, încheie el. Un singur lucru pe lume care poate fi folosit ca să ne descopere. Ce anume? Aeroplane, murmură el. Dispunem de o jumătate duzină de tunuri antiaeriene și până acum am scos-o la capăt. Dar au fost câțiva morți și un mare număr de prizonieri. Nouă nu ne-ar păsa, înțelegi? Adică tati și mie. Dar pe mama și pe fetele cam indispune. Și pe urmă există mereu riscul ca odată să nu mai putem aranja treaba asta. Ca niște fâșii și petice de cincila, norii făceau parcă reverențe în împărăția l'univers, trecând prin fața ei ca niște țesături orientale de preț expuse alegerii vreunui han tătar. Lui Johnny se părea că e zi și că vede niște băieți tineri zburtând cu aeroplanele lor prin aer, aruncând o ploaie de prospecte și reclame de medicamente brevetate, cu mesajul lor dătător de speranță pentru cătunele deznădăjduite, țintuite de stânci. Îi se părea că îi vede privind în jos din nori, privind țintă. Privind țintă la ce-o fi fost de privit țintă în locul spre care se îndrepta și el. Și pe urmă, oare ar fi fost silit să aterizeze acolo printr-un procedeu perfid, pentru a fi întemnițați departe de prospectele și medicamentele lor brevetate până în ziua judecății de apoi, sau în cazul în care ar fi izbutit să nu cadă în cursă, un rotocol fugar de fum și detunătura surdă a unui obuz ce se sparge i-ar fi făcut să se prăbușească pe pământ și să indispună pe mama și pe surorile lui Percy? John clatină din cap și un râs spart se stinse pe buzele întredeschise. Ce tranzacție oribilă se ascunde aici? Ce compromis amoral al unui ciudat Cresus? Ce taină aurită, dar înfiorătoare! Norii de cincila trecuseră mai departe și afară, noaptea era luminoasă ca ziua. Pavajul de cărămizi al drumului era neted sub călcătura marilor cauciucuri, pe când ocolea un lac liniștit luminat de lună. Trecură prin întunecimea unui crâng răcoros de pini cu miros pătrunzător. Apoi ieșiră într-o alee largă și exclamația de plăcere a lui John izbucni odată cu constatarea taciturnului Percy. Am ajuns acasă! Luminat în plin de stele, un castel feieric se înălța pe malul lacului, urca în străluciri de marmură până la jumătatea muntelui învecinat, apoi se topea cu grație, cu desăvârșită simetrie, cu diafană moliciune feminină, în întunecimea compactă a unei păduri de pin. Numeroasele turnuri, delicatele ornamente în piatra ale parapetelor înclinate, dăltuita splendoarea miilor de ferestre, cu dreptunghiurile și hexagoanele și triunghiurile lor de lumină aurie, fineța frântă a planurilor segmentate de lumina stelelor și de umbre albăstrii, totul tremura în sufletul lui John ca acordul unei muzici. Pe unul din turnuri, cel mai înalt, cel mai întunecat la bază, o iluminație exterioară crea în vârf un fel de țară de basm plutitoare, iar când John își ridică privirile vrăjit, o muzicălină de vior se revărsa spre pământ într-o armonie rococo care nu semăna cu nimic din ce mai auzise vreodată până atunci. Apoi, peste o clipă, mașina se opri în fața unor scări de marmură, largi și înalte, învăluite în aerul nopții miresmat de mulțimea florilor. În capul scării, două uși mari se deschiseră fără zgomot
și o lumină chihlimbarie se revărsă în întunericul de afară, decupând silueta unei femei superbe cu părul negru, strâns în vârful capului, care întinse brațele spre ei. "Mamă," spuse Percy, "acesta e prietenul meu, John Archer din Hades." Mai târziu, John își aminti de acea primă seară uluitoare ca de un caleidoscop cu multe culori, cu impresii senzoriale intense, cu muzică dulce ca vocea unui îndrăgostit și de frumusețea lucrurilor și luminilor și umbrelor și gesturilor și fețelor. Își amintea de un bărbat cu părul alb care bea un tonic multicolor dintr-un degetar de cleștar prins pe un picior de aur, de o fată cu obrajii ca o floare, îmbrăcată ca Titania, cu safire împletite în păr. Își mai amintea de o încăpere în care aurul masiv, elastic al pereților, ceda la apăsarea mâinii. De o încăpere ce părea să fie realizarea platonică a ideii supreme de închisoare. Tavanul, podeaua, totul, era căptușit cu o masă compactă de diamante. Diamante de toate mărimile și formele, încât luminate de lămpile înalte, violete din colțuri, orbeau ochii cu o albeață care nu putea fi comparată decât cu ea însăși, mai presus de vreo dorință sau închipuire omenească. Printr-un labirint de asemenea încăperi, cutreierară cei doi tineri. Uneori podeaua de sub picioarele lor se învăpăia în desene scânteitoare, iluminate de dedesubt, desene în culori de o distonanță barbară, de o delicatețe pastelată, de o albeață pură, sau alcătuind un subtil mozaic complicat, cu siguranță din vreo moschee de pe malurile Mării Adriatice. Uneori, sub stratul de cristal gros, vedea apa albastră sau verde învolburându-se, mișunând de pești sprințari și vegetații stufoase în culorile curcubeului. Mai încolo, călcau pe blănuri de tot soiul în sumedenie de colorituri sau de-a lungul unor coridoare de cel mai pal fildeș masiv, de parcă ar fi fost tăiat în întregime din uriași colți de dinozauri, dispăruți înainte de ivirea omului pe pământ. Apoi o trecere de care și-amintea vag și se aflară la masă, unde fiecare farfurie era din două straturi extrem de subțiri de diamant masiv, între care apărea lucrat cu migală, un filigran cu desene decorative din smaralde, o lamă de aer verde. O muzică insinuantă și discretă răzbătea până la ei prin coridoare îndepărtate, iar scaunul lui, căptușit cu pene și arcuit insidios după forma spatelui, părea că îl scufundă și îl subjugă după ce bău primul pahar de Porto. Încercă picotind să răspundă la o întrebare care îi se pusese, dar voluptatea mieroasă care îmbrățișa strâns trupul spori iluzia somnului. Pietre prețioase, țesături, vinuri și metale se estompară în fața ochilor lui într-o ceață mângâietoare. "Da," răspunse cu efort politicos. "E într-adevăr destul de cald acolo jos pentru mine." Izbuti să adauge umbra unui râset. Apoi, fără vreo mișcare, fără împotrivire, îi se păru că se îndepărtează plutind departe, lăsând în farfurie un desert glasat, trandafiriu ca un vis. A dormi. Când se trezi, își dădu seama că trecuseră mai multe ore. Se afla într-o încăpere mare, liniștită, cu pereți de abanos și o iluminare difuză prea slabă și prea subtilă pentru a putea fi numită lumină. Tânărul său anfitrion stătea plecat asupra lui. "Ai adormit la masă," spunea Percy, "și eu era gata să adorm. A fost un ospăț grozav, ca să ne simțim iarăși bine după anul acesta de școală. Servitorii te-au dezbrăcat și te-au îmbăiat în timp ce dormeai." "Ce-i ăsta? Un pat sau un nor?" suspină John. Percy, până nu pleci, vreau să-mi cer scuze." "Pentru ce?" "Pentru că nu te-am crezut când spuneai că aveți un diamant mare cât hotelul Ritz-Carlton." Percy zâmbi. "Mi-am închipuit că nu mă crezi. Știi? E muntele acela." "Ce munte?" "Muntele pe care se înalță castelul. Nu e prea mare pentru un munte, dar în afară de cele 50 de picioare de gazon și pietriș din vârf, restul e diamant masiv. Un singur diamant, mai mult de un kilometru cub, fără cusur." "Nu mă asculți? Spune..." Capitolul 3.
Dimineața, când se trezi încă somnoros, observă cum în aceeași clipă lumina soarelui inundă încăperea. Lambriurile de abanos ale unui perete alunecaseră într-o parte pe un fel de șină, lăsându-i descoperită jumătate din cameră spre lumina zilei. Un negru voinic, în livrea albă, stătea lângă patul lui. "Bună seara!" murmură John, încercând să-și adune mințile. "Bună dimineața, domnule! Sunteți gata pentru baie, domnule?" "O, nu e nevoie să vă dați jos din pat. Am să vă pun eu în baie. Dacă vreți doar să vă deschiați pijamaua." "Așa." "Mulțumesc, domnule." John a rămas nemișcat în timp ce îi se scotea pijamaua. Era amuzat și încântat. Se aștepta să fie ridicat în brațe ca un copil de acest gargantua negru care se îngrija de el. Dar nimic de acest fel nu se întâmplă. În schimb, simți cum patul se înclină încet pe o parte. John a început să se rostogolească spre perete, surprins, dar când ajunse la perete, draperia se dedu la o parte și alunecând încă un metru în jos pe o pantă lănoasă, se cufundă domol într-o apă cu aceeași temperatură ca a corpului său. John se uită în jur. Toboganul pe care alunecase se înfășurase încetişor la loc. Fusese lansat într-o altă încăpere și se afla într-o baie îngropată cu capul deasupra nivelului podelei. Totul în jurul său, pereții camerei, laturile și fundul băii însăși, nu era altceva decât un acvariu albastru și privind prin suprafața de cristal pe care ședea, văzu pești notând printre lumini chihlimbarii și chiar trecând fără urmă de curiozitate mai departe, pe lângă degetele întinse ale picioarelor lui, de care îi separa doar grosimea cristalului. De deasupra, lumina soarelui pătrundea prin sticla verde ca marea. "Presupun, domnule, că în dimineața aceasta ați dori apă de roze caldă și clăbuc de săpun, domnule, și poate apă sărată rece ca încheiere." Negrul stătea în picioare lângă el. "Da," încuvință John zâmbind prostește. "Cum vrei." Față de standardul său de viață modest, chiar și cea mai vagă idee de a comanda asemenea baie ar fi fost o dovadă de înfumurare și de oarecare cinism. Negrul apăsă pe un buton și o ploaie caldă începu să cadă, aparent de deasupra capului, dar de fapt, așa cum descoperi John după o clipă, dintr-un fel de instalație ca o fântână, aflată în apropiere. Apa a devenit de un roz pal și jeturi de săpun lichid țâșniră prin cele patru capete de morsă, în miniatură, din colțurile băii. Într-o clipă, o mulțime de zbaturi fixate pe laturi bătură amestecul prefăcându-l într-un curcubeu strălucitor de spumă trandafirie, care îl învălui mângâietor cu delicioasa ei inconsistență și izbucni aici și colo în jurul lui, în bășicuțe scânteietoare, trandafirii. "Să pun în funcție aparatul de filmat, domnule," propuse negrul respectuos. "Avem azi în aparat o comedie bună, un film de o bobină, sau pot să-l schimb într-o clipă cu ceva serios, dacă preferați." "Nu, mulțumesc," răspunse John politicos, dar hotărât. Savura prea mult baia ca să dorească vreo altă distracție. Dar distracția a venit. Peste o clipă asculta absorbit sunetul unor flaute ce susurau o melodie asemănătoare unei cascade, răcoroasă și verde ca însăși camera de baie, acompaniind o piculină de o muzicalitate spumoasă, mai fragilă decât dantela de clăbuci care le acopera și îl fermeca. După un duș întăritor cu apă sărată și rece la început și cu apă rece proaspătă în încheiere, păși afară și îmbrăcă un halat de lână. Apoi, pe o canapea acoperită cu același material, urmă masajul cu ulei, alcool și mirodenii. După aceea se cufundă într-un jilț voluptos în timp ce era bărbierit și îi se potrivea părul. "Domnul Percy așteaptă în salonul dumneavoastră," anunță negrul când aceste operații se terminaseră. "Numele meu este Gaiksom, domnule Angel. Îl voi servi pe domnul Angel în fiecare dimineață." John pătrunse în lumina înviorătoare a soarelui din salonul său, unde l-aștepta micul dejun și Percy, splendind în pantalonii lui bufanți din piele albă de ied, fumând într-un fotoliu. Capitolul 4. Și iată acum povestea familiei Washington, așa cum i-a schițat-o Percy lui John în timpul micului dejun. Tatăl actorului domn Washington era originar din Virginia,
un descendent direct al lui George Washington și al lordului Baltimore. La sfârșitul războiului civil era colonel, în vârstă de 25 de ani, și proprietar al unei plantații secătuite și a aproximativ $1000 de aur. Fitznorman Culpeper Washington, fiindcă acesta era numele tânărului colonel, hotărâ să-și dăruiască moșia din Virginia fratelui său mai mic și să plece în vest. Își alese 2 duzini dintre cei mai credincioși negri, care bineînțeles îl adorau, și cumpără 25 de bilete de tren spre vest, unde intenționa să obțină pământ în numele lor și să pună bazele unei crescătorii de oi și vite. Se afla în Montana de mai puțin de o lună și lucrurile mergeau într-adevăr foarte prost, când făcu marea sa descoperire. Se rătăcise mergând călare pe daluri și după o zi în care nu mâncase nimic, simți că îi se face foame. Neavând pușca la el, se văzu silit să urmărească o veveriță și în timpul urmăririi observă că veverița aducea ceva strălucitor în bot. Chiar înainte de a dispare în scorbura ei, căci providența nu hotărâse ca această veveriță să-i potolească foamea, scăpă povara din bot. Stând jos pentru a reflecta asupra situației, o sclipire în iarbă, chiar lângă el, îi atrase privirile. În 10 secunde, Fitznorman uitase cu totul că era foame și câștigase $100.000. Veverița, care refuzase cu o stăruință enervantă să devină hrană, îi dăruise un diamant mare și fără cusur. Târziu în noaptea aceea găsi drumul spre tabără și peste 12 ore se întorsese cu toată partea bărbătească a negrilor la vizuina veveriței, punându-i să sape cu furie în coasta muntelui. Negrilor le spusese că a descoperit o carieră de piatră, un soi de imitație de diamant și, cum doar unul sau doi din ei, abia dacă văzuseră vreodată un mic diamant, îi dădură crezare fără să se îndoiască. Când însemnătatea descoperirii îi deveni limpede, se trezi într-o încurcătură. Muntele era un singur diamant. La drept vorbind, nu era nimic altceva decât un diamant masiv. Umplu 4 saci de oblânc cu mostre strălucitoare și porni călare spre St. Paul. Acolo găsi mijlocul de a plasa o jumătate de duzină de pietre mici. Când a încercat însă cu o piatră mai mare, negustorașul a leșinat și Fitznorman a fost arestat pe motiv că tulbură ordinea publică. A evadat din închisoare și a prins terenul de New York, unde a vândut câteva diamante de mărime mijlocie, primind în schimb cam $200.000 în aur. Nu îndrăznise însă să scoată la iveală nicio piatră excepțională. De fapt, părăsise New York-ul tocmai la timp. O agitație nemaipomenită se stârnise în cercurile bijutierilor, nu atât din pricina mărimii diamantelor, cât din cauza misterioasei lor apariții în oraș. Circulau zvonuri nesăbuite despre descoperirea unei mine de diamant în Catskills, pe coasta statului Jersey, și în Long Island, sub piața Washington. Trenuri întregi încărcate cu oameni înarmați cu târnăcoape și lopeți părăseau din oră în oră New York-ul, având ca destinație diferite Eldorado-uri învecinate. Dar în acel timp, tânărul Fitznorman se afla pe drumul de întoarcere spre Montana. Până la sfârșitul a 2 săptămâni, apreciase că diamantul din munte era aproximativ egal în cantitate cu tot restul diamantelor cunoscute în lume. Totuși nu putea fi evaluat după niciun calcul obișnuit, deoarece fiind un singur diamant masiv, dacă ar fi fost oferit spre vânzare, nu numai că ar fi pricinuit o scădere falimentară a prețurilor, dar valoarea crescând în funcție de mărime, după obișnuita progresie aritmetică, ar fi însemnat să nu existe destul aur în lume pentru a cumpăra nici a 10-a parte din el. Și, la urma urmei, ce-ar putea face cineva cu un diamant de o asemenea mărime? Era o situație uluitor de încurcată. Într-un anumit sens, era cel mai bogat om care trăise vreodată. Și totuși, s-ar fi putut spune că posedă cât de cât ceva? Odată secretul lui descoperit, nu existau cuvinte pentru a exprima măsurile la care putea recurge guvernul pentru a împiedica o panică la bursa aurului și a pietrelor prețioase. Putea chiar să preia de îndată concesiunea și să instituie un monopol. Nu avea altă alternativă. Era nevoit să-și vândă muntele în secret. Trimise în sud după frate său mai mic și dădu conducerea grupului de oameni de culoare care îl urmase. Negrii care nu-și dăduseră niciodată seama că sclavia fusese abolită. Ca să se asigure, le citi o proclamație compusă de el, în care anunță că generalul Forrest reorganizase armatele sudiste sfărâmate și înfrânsese nordul într-o bătălie decisivă.
negri îl crezură fără rezerve. Adoptară o moțiune în care declarau că e un lucru bun și ținură pe dată slujbe de mulțumire. Cât despre Fitznorman, porni spre tărâmuri străine cu 100 de mii de dolari și două geamantane pline de diamante neșlefuite de toate mărimile. Navigă spre Rusia într-o jonică chinezească și după 6 luni de la plecarea din Montana, se afla la St. Petersburg. Închirie o locuință modestă și îl vizită de îndată pe bijutierul curții, anunțând că are un diamant pentru țar. Rămase în St. Petersburg numai 2 săptămâni, în permanent pericol de a fi ucis, schimbând locuință după locuință, temându-se să-și examineze geamantanele de mai mult de 3 sau 4 ori în tot timpul celor 2 săptămâni. După ce făgădui să se reîntoarcă peste un an cu pietre mai mari și mai frumoase, i se îngădui să plece spre India. Însă, înainte de plecare, visternicii curții depuseseră în contul lui la bănci americane suma de 15 milioane de dolari, sub 4 parole diferite. Se reîntoarse în America în 1868, după mai bine de 2 ani de peregrinări, timp în care vizitase capitalele a 22 de țări și stătuse de vorbă cu 5 împărați, 11 regi, 3 prinți, un șah, un han și un sultan. La vremea aceea, Fitznorman își evalua propria avere la 1 miliard de dolari. Un fapt contribuise în mod constant la păstrarea secretului său. Niciunul dintre diamantele sale mai mari nu rămăsese în atenția publică mai mult de 1 săptămână, fără să-i se atribuie o poveste cuprinzând atâtea calamități, amoruri, revoluții și războaie, încât ar fi ocupat întreaga istorie din zilele primului imperiu babilonian până în vremea noastră. Din 1870 până la moartea sa în 1900, povestea lui Fitznorman Washington a fost o lungă epopee aurită. Au existat, bineînțeles, și consecințe secundare. S-a eschivat de la controle, s-a însurat cu o tânără din Virginia de la care a avut un singur fiu și a fost forțat, datorită unui șir de complicații nefericite, să-și omoare fratele, al cărui dezastros obicei de a se îmbăta până la o stare de stupiditate guralivă, le periclitase de mai multe ori securitatea. Dar foarte puține alte crime pătaseră acești fericiți ani de progres și dezvoltare. Chiar înainte de a muri, își schimbase politica și cu toți banii depuși în străinătate, cu excepția câtorva milioane de dolari, cumpărase minereuri rare pe care le depusese în subsolurile ferecate ale băncilor din lumea întreagă, înregistrate ca antichități. Fiul său, Braddock Tarleton Washington, urma aceeași politică pe o scară și mai largă. Minereurile au fost convertite în cel mai rar dintre toate elementele, radiu, îngăduind astfel ca echivalentul unui 1 miliard de dolari aur să poată fi păstrat într-un receptacul nu mai mare decât o cutie de țigări. La 3 luni după moartea lui Fitznorman, fiul său, Braddock, hotărâ că afacerea mersese destul de departe. Totalul averii pe care el și tatălui o scoseseră din munte depășea orice posibilitate de calcul exact. Ținea un registru cifrat în care nota cantitatea aproximativă de radiu aflată la fiecare din cele 1000 de bănci pe care le patrona, indicând parola sub care era depusă. Apoi, procedă cum nu se poate mai simplu. Închise mina. Închise mina. Ce se extragea de acolo putea întreține pe toți cei din familia Washington, care urmau să se mai nască într-un lux fără seamăn, generații după generații. Singura lui grijă trebuia să fie păstrarea secretului, ca nu cumva în panica ce ar însoți probabil descoperirea secretului său, să nu fie redus împreună cu toți marii proprietari ai lumii, la sărăcie lucie. Aceasta era familia care îl găzduia pe John T. Unger. Aceasta era povestea pe care a auzit-o în salonul Capitolul 5. După micul dejun, John găsi drumul până la intrarea principală, toată din marmură, și privi plin de curiozitate priveliștea din fața lui. Întreaga vale, de la muntele de diamant până la stânca abruptă de granit, la 5.000 de departare, se înfățișa ca o pâclă aurie, plutind leneș peste superba întindere a pajiștilor, lacurilor și grădinilor. Aici, colo, ulmini mănuncheați în grațioase crânguri umbroase, contrastau ciudat cu masa compactă a pădurii de pini, care ținea dalurile într-o încleștare de verdeață albastru închis. În timp ce admira priveliștea, John văzu 3 pui de căprioare unul după altul, țopăind afară dintr-un boschet,
cam la jumătate de milă depărtare și dispărând cu o veselie stângace între altul, vârstat cu negru, aflat în semi-obscuritate. John n-ar fi fost surprins dacă ar fi văzut un țap printre pomi cântând din flaut, sau ar fi întrezărit printre boschetele înverzite trupul trandafiriu al unei nimfe cu pletele bălaie în vânt. Mânat într-un fel de o asemenea speranță, coborât treptele de marmură, tulburând somnul celor doi ogari rusești cu păr mătăsos, care stăteau ghemuiți pe treptele cele mai de jos, și pornit de-a lungul unei alei din cărămidă smălțuită, albă și albastră, care nu părea să ducă în vreo direcție anumită. Se simțea cât se poate de bine. Aceasta este fericirea tinereții, dar și incapacitatea ei de a putea trăi în prezent. Nevoia de a asemui întotdeauna clipa prezentă cu reflectarea ei în viitorul strălucit imaginat. Flori și aur, fete și stele, care nu sunt decât prefigurări și prorociri ale incomparabilelor, inaccesibilelor vise ale tinereții. John ocoli câteva tufe de trandafiri care umpleau aerul cu o mireasmă puternică și porni peste o peluză spre un petic de mușchi ce se ivea sub niște pomi. Nu stătuse niciodată culcat pe un covor de mușchi și vrea să vadă dacă e într-adevăr atât de moale precum se spune. Atunci văzu o fată venind spre el prin iarbă. Era cea mai frumoasă făptură pe care o văzuse vreodată. Purta o rochie albă care îi se oprea puțin deasupra genunchilor și o coroniță de garoafe prinse cu safire albastre, care îi reținea părul. Umbla desculță și picioarele ei trandafirii împrășteau roa în jurul lor pe măsură ce înainta. Era mai tânără decât John. Nu avea mai mult de 16 ani. "Hello!" strigă ea cu glas melodios. "Eu sunt Kismin." Pentru John, fata deveni deodată neprețuită. Înainte spre ea, abia mișcându-se pe măsură ce se apropia, ca să nu calce cumva pe picioarele goale. "Nu mă cunoști?" spunea vocea ei melodioasă, iar ochii albaștri adăugau. "O, dar ai pierdut foarte mult." "Ai cunoscut-o pe sora mea, Jasmine, aseară." "Eu m-am intoxicat cu lăptucă veninoasă," continuă vocea ei melodioasă, iar ochii adăugară. "Când nu mă simt bine, sunt dulce, ca și atunci când mă simt bine." "Mi-ai făcut o impresie covârșitoare," îi răspundeau ochii lui John, "și să știi că nu sunt greu de cap." "Bună ziua," spuse vocea lui, "sper că te simți mai bine azi dimineață." "Scumpa mea," adăugară ochii lui cu înfiorare. John își dădu seama că făcuseră câțiva pași de-a lungul potecii. La propunerea ei, se așezară împreună pe mușchiul a cărui moliciune nu mai izbutea acum să o aprecieze. Era pretențios în privința fetelor. O gleznă groasă, niște ochi inexpresivi, un singur cusur, era de ajuns să-l facă absolut indiferent. Și iată-l pentru prima dată în viață, alături de o fată care îi se părea întruchiparea perfecțiunii fizice. "Ești din Est?" întrebă Kismin cu un interes fermecător. "Nu," răspunse John simplu. "Sunt din Hades." Sau nu auzise niciodată de Hades, sau nu-i veni în minte niciun comentariu drăguț, fiindcă nu mai stărui. "La toamnă am să mă duc la școală în Est," spuse ea. "Crezi că o să-mi placă? Mă duc la New York, la școala lui Miss Bulge. Regulamentul e foarte strict, dar știi, weekendurile le voi petrece cu familia în casa noastră din New York, pentru că tata a auzit că elevele sunt scoase la plimbare în rând, două câte două." "Tatăl tău vrea să fiți mândri," remarcă John. "Suntem," răspunse ea cu ochii strălucind de demnitate. "Niciunul din noi n-a fost pedepsit vreodată. Tata a spus că nu trebuie să fim pedepsiți niciodată. De mult, când sora mea, Jasmine, era mică, l-am pins pe scări în jos și el s-a ridicat pur și simplu și a plecat șchiopătând. Mama a fost puțin cam uimită," continuă Kismin, "când a auzit că ești din, știi, de acolo de unde ești. A spus că pe vremea când era ea tânără, dar știi, mama e de origine spaniolă și puțin cam demodată." "Îți petreci mult timp în casă?" întrebă John ca să ascundă faptul că se simțea oarecum jignit de remarca ei.
părea o aluzie aspră la originea lui provincială. Percy, Jasmine și cu mine stăm aici toată vara. Dar vara viitoare Jasmine se va duce la Newport. Anul viitor, la toamnă, își va face intrarea în societatea londoneză. O să fie prezentată la curte. Știi, a început John șovăind, că ești mult mai sofisticată decât am crezut la început când te-am văzut. O, nu, nu sunt, exclamă ea cu grabă. Și nici nu mi-ar trece prin minte să fiu. Să cotesc că tinerii sofisticați sunt teribil de comuni, nu-i așa? Eu nu sunt deloc sofisticată. Zău, dacă spui că sunt, mă faci să plâng. Era atât de necăjită încât îi tremura buza. John se văzu nevoit să protesteze. N-am spus-o în serios, ci doar așa, ca să te necăjesc. Pentru că dacă aș fi, nu mi-ar păsa, insistă ea. Dar nu sunt. Sunt foarte naivă și copilăroasă. Nu fumez, nu beau, nu citesc nimic în afară de poezie. Nu știu aproape deloc matematică sau chimie. Mă îmbrac foarte simplu. De fapt, nu mă îmbrac aproape deloc. Cred că sofisticată este ultimul lucru pe care îl pot spune despre mine. Sunt de părere că fetele ar trebui să se bucure de tinerețea lor în chip sănătos. Și eu la fel, facu John cu însuflețire. Kismin era din nou veselă. Îi zâmbi și o lacrimă abia evită îi picură din colțul unuia din ochii ei albaștri. Îmi placi, își optia cu glas plin de intimitate. Ai de gând să-ți petreci tot timpul cât vei sta aici numai cu Percy? Sau vei fi drăguț și cu mine? Gândește-te numai, sunt un teren absolut nou. Niciun băiat n-a fost vreodată îndrăgostit de mine. Nu mi s-a dat voie nici măcar să văd singură un băiat, în afară de Percy. M-am furișat până aici în câng, sperând să te întâlnesc când ceilalți din familie nu sunt prin apropiere. Profund măgulit, John se înclina adânc, așa cum fusese învățat la școala de dans din Hayes. Acum ar fi mai bine să plecăm, spuse Kismin dulce. La 11 trebuie să fiu la mama. Nu mi-ai cerut să te sărut măcar o dată. Credeam că băieții din ziua de azi cer întotdeauna să fie sărutați. John își îndreptă mândru spatele. Unii da, o fac, răspunse, dar nu eu. Fetele nu fac asemenea lucruri în Hayes. Și unul lângă altul porniră spre casă. Capitolul 6. John stătea în fața domnului Braddock Washington, care se afla în plin soare. Era un bărbat matur, de vreo 40 de ani, cu chipul mândru, nepăsător, ochi inteligenți și o siluetă robustă. Diminețile mirosea a cai, a cai de rasă. Purta un baston simplu de mesteacăn cu mânerul dintr-o singură piatră mare de opal. El și cu Percy îi arătau lui John domeniul. Aici sunt locuințele sclavilor. Bastonul indică un gang boltit de marmură într-un grațios stil gotic aflat în stânga lor care mărginea coasta muntelui. În tinerețe am părăsit o vreme aspectele practice ale vieții, atras de un idealism absurd. Din acea perioadă datează luxul acestor sclavi. De exemplu, am înzestat fiecare locuință cu o baie de faianță. Presupun, se încumetă John cu un zâmbet îndatoritor, că au folosit căzile drept lăs pentru cărbuni. Domnul Schleinzer Murphy mi-a spus că odată el... Cred că părerile domnului Schleinzer Murphy au foarte puțină importanță. Îl întrerupse Braddock Washington cu răceală. Sclavii mei n-au ținut cărbuni în lăzi. Aveau ordin să facă baie zilnic și făceau. Dacă n-ar fi făcut, aș fi comandat un șampon cu acid sulfuric. Am întrerupt băile pentru cu totul alt motiv. Câțiva au răcit și au murit. Apa nu le priește anumitor rase, decât ca băutură. John râse. Apoi se hotărâ să dea din cap cu sobră încuvințare. Braddock Washington îl făcea să se simtă stingherit. Toți acești negri sunt urmașii celor care au venit cu tata din nord. Acum sunt cam 250. Ai observat că trăind atâta vreme departe de lume, dialectul lor originar a devenit un jargon aproape de neînțeles. Pe câțiva îi învățăm englezește, pe secretarul meu și 2-3 din servitorii casei. Acesta e terenul de golf, continuă el pe când se plimbau pe gazonul catifelat. E tot numai iarbă, vezi?
fără pistă, fără denivelări, fără obstacole ca obișnuitele terenuri de golf. Îi zâmbi binevoitor lui John. Mulți oameni în cușcă, tată? Întrebă deodată Percy. Braddock Washington se potricni și, fără să vrea, lăsă să-i scape o înjurătură. Cu unul mai puțin decât ar trebui, a răspuns întunecat. Apoi, după o clipă, adăugă. Am avut dificultăți. Îmi spunea mama, exclamă Percy, de profesorul ăla italian. O greșeală cu urmări grave, spuse Braddock Washington enervat. Dar, bineînțeles, există o șansă mare să-l putem prinde. Poate a căzut pe undeva prin pădure sau s-a rostogolit de pe vreo stâncă. Și apoi, mai rămâne posibilitatea că, dacă a scăpat, povestea lui să nu fie crezută. Cu toate acestea, am pus 2 duzini de oameni să-l caute în diferite orașe din împrejurim. Fără niciun rezultat? Oarecum. 14 oameni au raportat agentului meu că ar fi omorât fiecare pe unul ce corespunde semnalmentelor, dar bineînțeles urmăreau probabil numai să pună mâna pe recompensă. Se întrerupse. Ajunseseră la o excavație mare în pământ, având aproximativ circumferința unor călușei de bâlci, acoperită cu un grătar solid de fier. Braddock Washington îi făcu semn lui John să se apropie și vârâ bastonul printre gratii. John păși spre margine și privi cu atenție. Imediat urechile îi auziră vociferări furibunde venite de jos. Hai și tu aici în iad! Hei, puștule, cum e acolo sus? Ascultă, aruncă-ne o frânghie! Ai vreo gogoașă veche, băiete, sau vreo 2 semișuri uscate? Ascultă, frățioare, dacă îi dai brânci tipului cu care ești, o să-ți arătăm o dispariție ultra rapidă. Fă la fiș pentru mine, vrei? Era prea întuneric jos în groapă pentru a putea vedea clar, dar John își dădu seama, după optimismul vulgar și după violența furtunoasă a exprimării și a vocilor, că proveneau de la americani din clasa mijlocie, de tipul cel mai isteț. Domnul Washington întinse bastonul, atinse un buton în iarbă și scena de jos se lumină brusc. Iată niște aviatori aventuroși care au avut ghinionul să descopere El Dorado, făcu el. La picioarele lor apăruse o groapă mare care semăna cu interiorul unui castron. Pereții erau abrupți și păreau din sticlă lustruită, iar pe fundul ei ușor concav s-aflau cam 2 duzini de oameni îmbrăcați jumătate în haine civile, jumătate în uniforme de aviatori. Fețele lor îndreptate în sus, aprinse de ură, dușmănie, desperare, umor cinic, erau acoperite cu bărbi mari, dar cu excepția câtorva care se ofiliseră vizibil, păreau a fi o adunătură bine hrănită, sănătoasă. Braddock Washington trase un scaun de grădină la marginea gropii și se așeză. Ei, cum vă simțiți, băieți? Întrebă cordial. Un cor de blesteme, la care se alăturară aproape toți, în afară de cei prea abătuți ca să protesteze, se înălță în văzduhul însorit. Dar Braddock Washington îl primi cu un sânge rece netulburat. Când ultimul ecou se stinse, vorbi din nou. V-ați gândit la vreun mijloc ca să scăpați din situația voastră grea? Câte o remarcă de la unul sau altul dintre ei își luă zborul în sus. Ne-am hotărât să rămânem aici de dragul tău. Scoate-ne de aici și o să găsim noi un mijloc. Braddock Washington așteptă până când se liniștiră iarăși, apoi spuse. V-am expus situația. Nu țin să vă păstrez. Aș da orice să nu vă fi văzut niciodată. Curiozitatea voastră v-a adus aici și, dacă veți găsi o cale de ieșire care să nu-mi dăuneze mie și intereselor mele, voi fi bucuros să o iau în considerare. Dar atâta timp cât vă limitați eforturile la săparea de tuneluri, da, știu despre cel nou pe care l-ați început, nu o să ajungeți prea departe. Cu toate urletele voastre despre cei dragi de acasă, știu că nu dorul de ei vă apasă atât de tare cum vreți să demonstrați. Dacă ați fi genul de oameni care să vă sinchisiți de cei dragi de acasă, nu v-ați fi făcut niciodată aviatori. Un bărbat înalt se separă de ceilalți și ridică mâna pentru a atrage atenția celui care ținea în captivitate asupra celor pe care avea de gând să le spună. Dă-mi voie să-ți spun câteva întrebări, strigă el. Pretinzi că ești om cu intenții bune. Ce absurditate! Cum ar putea un om cu poziția mea să aibă intenții bune față de voi? Ați putea la fel de bine să vorbiți de un înfometat bine intenționat față de un mușchi în sânge.
La această observație tăioasă, fețele celor două duzini de mușchi în sânge păliră. Dar bărbatul cel înalt continuă. Foarte bine, am mai discutat povestea asta și înainte. Nu ești un umanitarist și nu ai intenții bune, dar ești om. Cel puțin așa spui. Și ar trebui să încerci să te pui în locul nostru un timp și să te gândești cât ce? Întrebă Washington cu răceală. Cât de inutil? Nu pentru mine? Atunci, cât de crud? Să trecem peste acest argument. Cruzimea nu există acolo unde intră în joc instinctul de autoapărare. Ați fost militari. Știți asta? Încercați altceva. Bine, atunci, cât de stupid! În privința asta, admise Washington, sunt de acord. Dar încercați totuși să vă gândiți la o altă alternativă. V-am propus să pun să vă execute fără durere pe toți sau pe câțiva, dacă vreți. V-am propus să pun să vi se răpească și să vi se aducă aici nevestele, iubitele, copiii, mamele. Am să vă lărgesc spațiul acolo jos și am să vă hrănesc și îmbrac tot restul zilelor voastre. Dacă ar exista vreo metodă de a provoca amnezie definitivă, v-aș opera pe toți și v-aș elibera imediat, undeva în afara teritoriului meu. Dar alte idei n-am. Dar dacă ai avea încredere în noi că nu te vom denunța, ce zici? Strigă cineva. Cred că nu vorbești serios, făcu Washington cu o expresie de dispreț. Am scos un om ca să învețe pe fica mea italienește. Săptămâna trecută a evadat. Un urlet sălbatic de bucurie izbucni deodată din 24 de piepturi, urmat de o veselie infernală. Prizonierii începură să danseze, tropăind ca în saboți, și să aclame și să cânte iodlere și să se încaiere unii cu alții într-un iureș de bună dispoziție animalică. Se cățărară chiar pe pereții de sticlă a castronului cât putură de sus și alunecară înapoi spre fund pe pernele naturale ale trupurilor lor. Bărbatul cel înalt începu un cântec la care toți se alăturară. Îl vom spânzura pe Kaiser de un măr pădureț. Braddock Washington păstră o tăcere de nepătruns până când cântecul se termină. Vedeți, observă el când izbuti să le capteze o clipă atenția, nu vă port pică deloc. Îmi place să vă văd distrându-vă, de aceea nu v-am spus numai decât toată povestea. Omul, cum îl chema? Cicchiello? A fost împușcat de agenții mei în 14 locuri diferite. Cum nu înțeleseseră că cele 14 locuri la care se referea erau orașe și nu găuri de gloanțe, tumultul veseliei se stinse pe dată. Și cu toate acestea, strigă Washington cu o nuanță de enervare, a încercat să evadeze. Vă așteptați să mai asum riscul cu oricare altul dintre voi, după o asemenea experiență? Din nou se înălțară o serie de exclamații. Sigur! Fica dumitale nu vrea să învețe chineza? Hei, știu să vorbesc italienește. Maica mea era italiancă. Poate că îi place să învețe să vorbească șmecherește ca la New York. Dacă ea e mică cu ochi mari albaștri, aș putea să o învăț o mulțime de lucruri mai bune decât italienește. Știu niște cântece irlandeze și pe vremuri mă pricepeam să bat talgerele. Mr. Washington întinse pe neașteptate bastonul înainte și apăsă butonul din iarbă, așa încât tabloul de jos se stinse pe loc și nu rămase decât gura aceea largă, întunecată, acoperită sumbru de dinții negri ai grătarului. Hei! Strigă o singură voce de jos. Doar n-ai să pleci fără să ne dai binecuvântarea. Dar domnul Washington, urmat de cei doi tineri, pornise mai departe spre cea de-a doua gaură a terenului de golf, de parcă văgăuna și conținutul ei nu însemnau pentru el mai mult decât unul din obstacolele pe care bastonul de golf îl învinsese cu ușurință. Capitolul 7. Luna iulie, la adăpostul muntelui de diamant, era o lună cu nopți răcoroase și cu zile calde, luminoase. John și Kismin erau îndrăgostiți unul de altul. El nu știa că micuța minge de fotbal din aur pe care o dăruise se odihnea pe pieptul ei prinsă cu un lanț de platină. Dar așa era. După cum nici ea, la rândul ei, nu știa că safirul mare care căzuse într-o zi din păr era păstrat cu drag în cutia de bijuteria lui John.
târziu, într-o după-amiază, când în camera de muzică bătută în rubine și tapisată cu hermină nu se afla nimeni, petrecură acolo o oră împreună. John o ținea de mână și el privea cu asemenea ochi, încât el îi șopti numele. Fata se aplecă spre el, apoi șovăi. Ai spus kiss me? Întrebă ea dulce. Sau sărută-mă? Joc de cuvinte. În limba engleză, sărută-mă se spune kiss me. Avea să fie sigură. Gândea că poate nu înțelesese bine. Niciunul din ei nu se mai sărutase cu altcineva până atunci, dar în decurs de o oră, acest fapt părea să nu mai prezinte vreo importanță. După amiaza se scurse. În noaptea aceea, când ultima adiere a muzicii se revărsă din turnul cel mai înalt, fiecare din cei doi rămase treaz, visând fericit la fiecare minut al zilei. Hotărâsere să se căsătorească cât mai repede cu putință. Capitolul 8. Zilnic, domnul Washington și cei doi tineri se duceau la vânătoare sau la pescuit prin pădurile adânci sau jucau golf pe terenul adormit. Și atunci, John îl lăsa cu diplomație pe anfitrionul său să câștige. Sau înotau în răcoarea alpină a lacului. John îl socotea pe domnul Washington o personalitate oarecum dificilă, total lipsit de interes pentru orice idee sau părere alta decât a sa. Doamna Washington era distantă și rezervată în toate ocaziile. Aparent, era nepăsătoare față de cele două fiice, fiind preocupată doar de fiul ei, Percy, cu care avea la masă conversații interminabile într-o spaniolă rapidă. Jasmine, fica mai mare, asemăna cu Kismin la înfățișare. Numai că avea picioarele ușor curbate în afară și extremitățile membrelor cam mari, dar ca temperament era total deosebită. Cărțile ei preferate tratau despre fete sărace care întrețineau casa pentru tații lor văduvi. De la Kismin, John află că Jasmine nu și revenise niciodată după șocul și dezamăgirea pricinuite de sfârșitul războiului mondial, chiar când era pe punctul de a pleca în Europa pentru a face pe cantiniera. Fiindcă tânjise o bucată de vreme, Braddock Washington încercase chiar să provoace izbucnirea unui nou război în Balcani. Dar Jasmine a văzuse întâmplător o fotografie cu niște soldați sârbi răniți și pierduse interesul pentru toată povestea. Percy și Kismin păreau însă a fi moștenit aroganța insolentă a tatălui lor în toată splendoarea ei. Un egoism pur și neclintit străbătea ca un fir roșu prin toate ideile lor. John era fermecat de minunățile castelului și ale văii. Braddock Washington, după cum îi povestise Percy, pusese să fie răpiți un grădinar peisagist, un arhitect, un decorator de teatru și un poet francez decadent, o adevărată relicvă a secolului precedent. Le pusese la dispoziție întreaga sa armată de negri, îi asigurase că îi va aproviziona cu orice material care există în lume și lăsase să-și desăvârșească ideile lor personale. Dar unul câte unul își dovediseră inutilitatea. Poetului decadent începuse imediat să fie dor de bulevardele Parisului primăvara, făcuse câteva observații vagi despre mirodenii, maimuțe și fildeșui, dar în fond nu spusese nimic care să aibă vreo valoare practică. Scenograful, la rândul lui, intenționase să prefacă întreaga vale într-un fel de parc de distracții cu trucuri și efecte senzaționale. O realizare de care familia Washington s-ar fi plictisit repede. Iar în privința arhitectului și a grădinarului peisagist, aceștia nu avuseseră decât idei banale. Aici trebuia făcut așa, dincoace așa. Dar cel puțin rezolvaseră cu toții problema. Ce era de făcut cu persoanele lor? Își pierduseră mințile într-o dimineață după ce își petrecuseră noaptea în aceeași cameră, încercând să cadă de acord asupra amplasării unei fântâni. Acum erau internați cu maximum de confort într-un azil de alienați mental la Westport, în Connecticut. Dar, întrebă John curios, cine a întocmit planurile tuturor camerelor de primire ale minunatelor băi dependințe? Ei, făcu Percy, mi-e rușine să-ți spun, un tip care lucra în cinematografie. A fost singurul om pe care l-am găsit capabil să se joace cu sume nelimitate de bani, deși la masă juvăra șervetul în guler și nu știa să scrie, nici să citească. Pe măsură ce luna august se apropia de sfârșit, John început să regrete că trebuia să se întoarcă la școală. El și cu Kismin hotărâseră să fugă în anul viitor, în iunie. Ar fi mai nostim să ne căsătorim aici, mărturisi Kismin, dar bineînțeles că n-aș obține niciodată încuviințarea tatei să mă mărit cu tine. Pe urmă, prefer să fug. E îngrozitor pentru oamenii bogați să se căsătorească astăzi în America.
trebuie întotdeauna să trimită presei buletine anunțând ce vestigii ale trecutului vor purta la nuntă, când de fapt nu e vorba decât de o cantitate oarecare de perle vechi de calitate inferioară și de niște dantelă uzată purtată pe vremuri de împărăteasa Eugenia. Știu, întări John cu înfocare. Când eram în vizită la familia Murphy, fica lor cea mare, Gwendoline, s-a măritat cu unul al cărui tată posedă jumătate din Virginia de Vest. Când a scris după aceea părinților ei, le-a povestit că abia reușește să țină casa din salariul de funcționar de bancă al bărbatului ei. Și apoi încheia spunând, slavă Domnului, am totuși 4 slujnice și asta mă ajută cât de cât. E absurd, comentă Kismin. Gândește-te la milioanele și milioanele de oameni din lume, muncitori și toți ceilalți nevoiași, care se descurcă doar cu 2 slujnice. Într-o după-amiază, spre sfârșitul lunii august, o remarcă întâmplătoare făcută de Kismin schimbă înfățișarea întregii situații și l-aruncă pe John pradă teroarei. Se afla în boschetul lor preferat și, printre sărutări, John se lăsă în voia unor planuri romanțioase de viitor care spera să adauge patos legăturii lor. Câteodată cred că nu o să ne căsătorim niciodată, făcu el trist. Tu ești prea bogată, prea minunată. Nici o fată atât de bogată nu poate fi la fel cu celelalte. Mă voi însura cu fica vreunui angrosist de obiecte din metal, în stării din Omaha sau din Sioux City, și mă voi mulțumi cu jumătatea ei de milion. Am cunoscut odată pe fica unui angrosist de obiecte din metal, remarcă Kismin. Nu cred că ai fi fost mulțumit cu ea. Era o prietenă a surorii mele. A fost în vizită aici. Oh, deci ați avut și alți musafiri? Exclamă John uimit. Kismin părea să-și regrete cuvintele. Oh, da, făcu grăbită. Am avut câțiva. Dar nu vă temeați, adică nu i-a fost teamă tatălui tău că o să povestească cuiva? Oh, într-o oarecare măsură, răspunse ea. Hai să vorbim despre ceva mai plăcut. Dar John devenise curios. Ceva mai plăcut? Se miră. Dar ce e neplăcut în asta? Nu erau fete drăguțe? Spre marea lui surprindere, Kismin izbucni în plâns. Da, asta e toată nenorocirea. Mă atașasem chiar foarte mult de câteva. Și Jasmine la fel. Dar continua totuși să le invite. N-am putut să înțeleg de ce. O bănuială sumbră încolți în inima lui John. Vrei să spui că au vorbit și tatăl tău le-a îndepărtat? Mai rău, murmură ea zdrobită. Tata n-a vrut să-și asume niciun fel de risc, dar Jasmine continua să scrie și altor fete să vină. Și ele se distrau așa de bine. Durerea ajunsese la paroxism, copleșind-o. Năucit de grozăvia acestei revelații, John rămase locului cu gura deschisă, simtindu-și toți nervii din corp scuturați, ca și cum nenumărate vrăbii i s-ar fi cocoțat pe coloana vertebrală. Vezi, ți-am spus, deși n-ar fi trebuit. Făcuia potolindu-se brusc și ștergându-și ochii de un albastru închis. Vrei să spui că tatăl tău a pus să le omoare înainte de a pleca de aici? Kismin dădu din cap afirmativ. De obicei, în august sau la începutul lui septembrie. E foarte firesc să vrem să profităm cât mai mult de plăcerea pe care ne oferă prezența lor. Ce oribil! Ce... Oh, simt că nebunesc! Ai fost într-adevăr de acord ca... Da, îl întrerupse Kismin strângând din umeri. Nu puteam să le întemnițăm ca pe aviatorii aceia pentru ca zi de zi să constituie pentru noi un reproș continuu. Și de fiecare dată situația ne-a fost ușurată mult mie și Jasminei, pentru că tata proceda mai repede decât ne așteptam. În felul acesta evitam scenele de adio. Așadar le-ați omorât! Vai! Exclamă John. S-a procedat foarte frumos. Au fost drogate în timp ce dormeau. Și familiilor lor li s-a spus că au murit de scarlatină la bot. Dar nu pot să înțeleg de ce ați continuat să invitați altele. Eu nu, izbucni Kismin. Eu n-am invitat niciodată pe nimeni. Jasmine l-a invitat și le se distrau atât de bine. Spre sfârșit le făceau o mulțime de cadouri minunate. Și eu probabil voi sfârși cu timpul prin a primi vizite. Am să mă călesc. Nu putem admite ca un lucru inevitabil
ca moartea să ne împiedice de a ne bucura de viață cât timp o avem. Gândește-te cât de deprimant ar fi aici dacă n-am primit niciodată pe nimeni. Și apoi să știi că și tata și mama au sacrificat pe unii dintre prietenii lor cei mai buni, întocmai ca și noi. Așadar, făcu John acuzator. Așadar, mă lăsai să-ți fac curte și pretindeai că-mi răspunzi și vorbeam despre căsătorie, deși știai tot timpul perfect de bine că n-am să ies niciodată viu de aici. Nu, protestă ea cu înfocare. Acum nu. La început doar, venise și aici. Nu puteam schimba nimic și m-am gândit că ultimele tale zile ar putea tot așa de bine să fie plăcute pentru amândoi. Dar după aceea m-am îndrăgostit de tine și... și îmi pare sincer rău că ai să... că ai să fii suprimat. Deși prefer să fii suprimat decât să mai săruți vreodată altă fată. Oh, preferi? Serios? Strigă John fioros. Mai degrabă? În afară de asta, am tot auzit mereu că o fată se poate distra mult mai bine cu un bărbat cu care știe că nu va putea să se mărite niciodată. Oh, cine m-a pus să-ți spun asta? Probabil că acum ți-am stricat toată buna dispoziție. Și ne distram într-adevăr atât de bine cât nu știai. Am bănuit eu ca să fie acum deprimat. Oh, ai bănuit? Ce spui? Lui John îi tremura vocea de furie. Ajunge? Am auzit chiar prea multe. Dacă asta e mândria și decența ta, să ai o aventură cu un tip care știai că nu e altceva decât un cadavru, nu vreau să mai am nimic de-a face cu tine. Nu ești un cadavru, protestă ea îngrozită. Nu ești un cadavru? Nu-ți permis să spui că am sărutat un cadavru. N-am spus nimic de felul acesta. Ba da, ai spus că am sărutat un cadavru. N-am spus. Ridicaseră vocile, dar întrerupți brusc, amândoi se potoliră imediat. Pe cărare se auzeau pași venind în direcția lor și, peste o clipă, tufele de trandafiri date la o parte, le expuseră vederii pe Braddock Washington, cu fața lui chipășă și nepăsătoare, privindu-i fix cu ochii săi inteligenți. Cine a sărutat un cadavru? Întrebă cu vădită dezaprobare. Nimeni, a răspunse Kismine repezit. Glumeam doar. Dar oricum, ce faceți voi doi aici? Întrebă el arțăgos. Kismin, acum ar trebui să fii... să citești sau să joci golf cu sora ta. Du-te și citește, du-te și joacă golf. Să nu te mai găsesc aici când mă întorc. Apoi se înclină spre John și porni pe cărare. Vezi, făcu Kismin supărată, când tatăl ei nu-i mai putea auzi. Ai stricat totul. Nu ne mai putem întâlni niciodată. Nu o să mă mai lase să mă întâlnesc cu tine. Te-ar otrăvi dacă ar bănui că ne iubim. Nici nu ne mai iubim, exclamă John înverșunat. Așa că poate să se liniștească în această privință. De altfel, să nu-ți închipui că am de gând să mai rămân mult pe aici. Peste 6 ore am să fiu dincolo de munții ăștia în drum spre est, chiar dacă ar trebui să rot cu dinții o trecere prin ei. Amândoi se ridicaseră în picioare la această remarcă. Kismin se apropie și-și trecu brațul pe sub al lui. Merg și eu. Nu ești în toate mințile? Sigur că merg, stărui ea întrerupându-l. Nici nu mă gândesc să te iau. Tu... Foarte bine, spuse ea calm. Atunci o să-l ajungem pe tata din urmă chiar acum și o să discutăm cu el. Învins, John schiță un zâmbet anemic. Foarte bine, scumpa mea, încuvință el cu o tandrețe vagă și neconvingătoare. O să plecăm împreună. În inima lui, dragostea reveni și se instaură din nou pașnică. Era a lui. Va merge cu el să împartă primejdiile împreună. O cuprinse în brațe și o sărută cu ardoare. La urma urmei, îl iubea. Îl salvase de fapt. Discutând, merseră încet înapoi spre castel. Hotărâre că, din moment ce Braddock Washington îi văzuse împreună, ar face mai bine să fugă chiar în noaptea următoare. Cu toate acestea, buzele lui John erau neobișnuit de uscate la masă și, nervos, își vărsă o lingură mare plină cu supă de păun în plămânul stâng. A fost necesar să fie dus în camera turcoaz, tapisată cu samur, rezervată jocurilor de cărți, unde unul dintre majordomi îl bătu puternic pe spate, ceea ce lui Percy îi se păru o glumă grozavă. Capitolul 9. Târziu, după miezul nopții, John tresări din somn și deodată se trezi șezând în capul oaselor
privind țintă prin vălurile de somnolență care drapau camera. Prin pătratele de beznă albăstri ale ferestrelor deschise, auzise un sunet slab, îndepărtat, care murise pe un pat de vânt mai înainte de a fi identificat de memoria lui, înnegurată de vise neliniștite. Dar zgomotul surd care urmase fusese mult mai aproape, chiar în imediat apropierea camerei lui. Țăcănitul butonului de clanță răsucit, un pas, o șoaptă, nu putea să-și dea seama. Un notare se strânse în fundul stomacului său și întreg corpul îl duru în clipa când își încordă chinuitor auzul. Apoi unul dintre văluri păru să se destrame și văzu o siluetă nedeslușită în pragul ușii. O siluetă abia conturată și proiectată în întuneric pe faldurile draperiei, așa încât părea deformată, ca o reflectare văzută pe un loc de geam murdar. Cu o mișcare bruscă de spaimă sau hotărâre, John apăsă pe butonul de la căpătâiul patului și în clipa următoare ședea în baia verde, îngropată, din încăperea vecină, trezit în simțiri de șocul apei reci care umplea cada pe jumătate. Sări din baie și cu pijama o audă, împrăștind și roaie de apă în urma lui, fugi către ușă care știa că dă spre palierul de fildeș al etajului 2. Ușa se deschise fără zgomot. O singură lampă purpurie ardea într-o cupolă mare de deasupra, iluminând frumusețea sfârșietoare a minunatei scări sculptate. O clipă, John șovăi, înfiorat de splendoarea tăcută îngrămădită în jurul lui, ce părea că învăluie în faldurile și contururile ei uriașe, mica siluetă singuratică de pe palierul de fildeș, udă până la piele și tremurând. Atunci, două lucruri se petrecură simultan. Ușa camerei sale se dădu de perete, azvârlind în hol trei negri goi și, în timp ce John se împletici spre scară, cuprins de o groază cumplită, încă o ușă alunecă în peretele din cealaltă parte a coridorului și, în liftul luminat, John îl văzu pe Braddock Washington, îmbrăcat cu o haină de blană și o pereche de cizme de călărie, care ajungeau până la genunchi și expuneau deasupra strălucirea pijamalei sale trandafirii. Pe dată, cei trei negri, John nu-i mai văzuse înainte pe niciunul din ei și fulgeră prin minte că trebuie să fie de meserie călăi, se opriră din înaintarea lor spre John și se întoarseră în așteptare către bărbatul din lift, care îi zbucni într-o poruncă imperioasă. Intrați aici, toți trei, repede! Atunci, într-o clipă, cei trei negri se năpustiră în cabina liftului, dreptunghiul de lumină se șterse în timp ce ușa alunecă și se închise, iar John rămase din nou singur în hol. Se prăbuși moale pe una din treptele de fildeș. Era limpede că se petrecuse ceva îngrozitor, ceva care, cel puțin pentru moment, amânase neînsemnatul său dezastru personal. Ce anume? Se revoltaseră negri? Forțaseră oare aviatorii zăbrelele de fier ale grătarului? Sau poate oamenii din Fish se rătăciseră printre dealuri și descoperiseră cu ochii lor reci, lipsiți de veselie, valea feerică? John nu putea ști. Auzi framătul slab al aerului când liftul vâjie din nou în sus, apoi peste o clipă când coborâ. Probabil că Percy se grăbea să vină în ajutorul tatălui său și lui John îi trecut prin minte că era unica ocazie de a o găsi pe Kismin și de a evada imediat. Așteptă câteva minute până când liftul nu se mai auzi. Tremurând puțin din cauza răcorii nopții care îl biciuia prin pijama o audă, se întoarse în camera lui și se îmbrăcă repede. Apoi, urcă un lung șir de trepte și o luă pe coridorul acoperit cu covoare de samur rusesc, care ducea spre apartamentul Kisminei. Ușa salonului ei era deschisă și lămpile aprinse. Kismin, într-un kimono de angora, părea să urmărească ceva de la fereastra camerei și când John intră fără zgomot, se întoarse spre el. O, tu ești?" șoptia traversând camera spre el. Ai auzit?" I-am auzit pe sclavii tatălui tău intrând la mine." Nu!" îl întrerupse ea tulburată. Aeroplane!" Aeroplane? Atunci poate că zgomotul lor m-a trezit." Sunt cel puțin o duzină. Acum câteva clipe am văzut unul în dreptul lunii. Garda de lângă stânca din spate a tras și l-a trezit pe tata. O să deschidem imediat focul asupra lor." Au venit cu un scop anume?" Da, italianul acela care a fugit." Odată cu ultimul ei cuvânt, o succesiune de detunături puternice se rostogoli înăuntru prin fereastra deschisă. Kismin scoase un mic strigăt, dibui cu degetele o monedă în cutia de pe masa ei de toaletă și fugi spre una din luminile electrice. Într-o clipă, întregul castel se cufundă în întuneric. Arsese siguranța.
Vino!" își strigă. O să ne urcăm pe acoperișul serii și o să privim de acolo." Înfășurându-se într-o mantie, îl luă de mână și împreună ieșiră bâșbăind pe ușă. Liftul spre turn era doar la un pas și în timp ce Kismin apăsă pe butonul care îi proiectă în sus, John o cuprinse în brațe prin întuneric și o sărută pe gură. John Angel devenise în sfârșit sentimental. Peste o clipă descinseră pe terasa iluminată de stele. Deasupra lor, sub luna ce ba apărea, ba dispărea în norii care se învolburau dedesubt, zbura o duzină de avioane cu aripi întunecate într-o neîntreruptă rotire. Din vale, izbucniri de foc se înălțau aici colo spre ei, urmate de detunături puternice. Kismin bătea din palme cu o vădită plăcere, care se transforma însă în consternare pe măsură ce avioanele, la un semnal dinainte stabilit, porniră să arunce bombe și întreaga perspectiva a văii se prefăcu într-o mare de lumină nefirească și de zgomot puternic repercutat. Curând, ținta atacanților se concentra asupra punctelor unde erau amplasate tunurile antiaeriene, unul din ele fiind aproape imediat prefăcut într-un morman uriaș de cenușă, mocnind într-un parc de tufe de trandafiri. Kismin, încercă John să atragă atenția. O să te bucur când am să-ți spun că atacul a survenit cu puțin înaintea uciderii mele. Dacă nu l-aș fi auzit pe pasnicul acela trăgând cu tunul lângă trecătoarea din spate, acum aș fi fost mort. Nu te aud, strigă Kismin absorbită de scena din fața ei. Vorbește mai tare. Am spus, urlă John, că ar fi mai bine să plecăm de aici până nu încep să bombardeze castelul. Deodată, întregul portic al locuințelor negrilor se sfărâmă în bucăți. Un geyser de flăcări țâșnii de sub colonade și blocuri mari de marmură spartă zburară până la malul lacului. Vezi cum s-a ales praful din sclavii noștri în valoare de 50.000 de dolari? Și asta a socotit la prețurile dinainte de război, remarcă Kismin. Prea puțini americani au respectul proprietății. John își reînnoie eforturile ca să o convingă să plece. Ținta avioanelor devenea tot mai precisă clipă de clipă și din toate tunurile antiaeriene, numai două mai continuau să răspundă. Era limpede că apărătorii, încercuiți de foc, nu vor putea rezista mult timp. Vino, strigă John trăgând-o pe Kismin de braț. Trebuie să plecăm. Nu-ți dai seama că aviatorii închiși or să te omoare dacă te prind? Kismin cedă fără prea multă tragere de inimă. Trebuie să trezim pe Jasmine, spuse în timp ce se îndreptă grăbit spre lift. Apoi adăugă cu un fel de încântare copilărească. O să fim săraci, nu-i așa? Ca oamenii din cărți. Și o să fiu orfană și absolut liberă. Liberă și săracă. Ce nostim? Se opri și-și țuguie buzele spre el într-un sărut încântat. Imposibil să fii și liber și sărac, făcu John implacabil. Oamenii știu asta și din cele două alternative, eu aș alege-o mai degrabă pe prima. Deci, ca o măsură de siguranță în plus, ai face bine să-ți umpli buzunarele cu conținutul casetei tale de bijuterii. 10 minute mai târziu, cele două fete se întâlniră cu John în coridorul întunecat și coborâră toți trei la parterul castelului. Străbătând pentru ultima dată măreția splendidelor holuri, se opriră o clipă afară pe terasă, privind locuințele în flăcări ale negrilor și cenușa incandescentă a celor două avioane prăbușite de cealaltă parte a lacului. Un ultim tun izolat își mai continua tirul, dar atacanții păreau că se tem să zboare mai jos și își lansau focurile de artificii bubuitoare într-un cerc tot mai strâns în jurul bateriei, așteptând ca efectul unei explozii să anihileze pe servanții cei tuciurii. John și cele două surori coborâre treptele de marmură, cotiră brusc la stânga și începură să urce o cărare îngustă care șerpuia ca o jartieră în jurul muntelui de diamant. Kismin cunoștea o pădurice la jumătatea drumului spre vârf, unde puteau să se ascundă și să urmărească grozăbile din vale, până vor putea în cele din urmă să fugă pe o potecă tainică săpată într-o viroagă stâncoasă. Capitolul 10. Era ora 3 când ajunsere la destinație. Jasmine, cea blândă și flegmatică, a dormit imediat, rezemată de trunchiul unui copac mare, în timp ce John și Kismin ședeau, el cu brațul petrecut în jurul ei, și urmăreau fluxul și refluxul unei bătălii pe sfârșite, printre ruinele unei priveliști care, în dimineața aceea, fusese un colț de grădină. La scurt timp, după ora 4, ultimul tun scoase un zgomot răsunător.
și ieși din acțiune repezind o limbă de fum roșu. Deși luna sfințise, văzură cum corpurile înaripate se învârteau în cercuri tot mai apropiate de pământ. Când avioanele se vor fi asigurat că asediații nu mai dispun de nicio altă rezervă, vor ateriza și domnia întunecată, sclipitoare a familiei Washington, va lua sfârșit. Odată cu încetarea focului, valea se cufundă în tăcere. Tăciunul celor două avioane ardeau ca ochii unui balaur ghemuit în iarbă. Castelul se înălța întunecat și tăcut, frumos în întuneric, așa cum fusese frumos în lumina soarelui, în timp ce larma zeiței Nemezis umplea aerul de deasupra cu un plânset care când creștea, când descreștea. Atunci John își dădu seama că, la fel ca sora ei, Kismin căzuse și ea într-un somn adânc. Trecuse mult de ora 4 când auzi pași pe poteca pe care ei înșiși o urmaseră nu de mult și așteptând o tăcere de plină, ca persoanele ai căror pași i-au auzise, să depășească punctul ferit unde se afla. În văzduh se simțea o mișcare vagă care nu era provocată de mână omenească. Roa era rece și știa că zorile se vor ivi curând. John așteptă până ce pașii se pierdură în depărtare, pe munte în sus, și când nu se mai auziră, porni pe urma lor. Cam la jumătatea drumului spre piscul povârnit, copacii se răreau și o curmătură de stâncă se întindea peste diamantul de dedesubt. Puțin înainte de a sosi la acest punct, încetini pasul, avertizat de instinct că exact în fața lui exista viața. Ajungând lângă un pietroi, își înălță capul treptat deasupra lui. Curiozitatea îi fu răsplătită, căci iată ce văzu. Braddock Washington stătea acolo nemișcat și silueta îi se profila pe cerul cenușiu, tăcută, lipsită parcă de viață. În timp ce zorile se iveau la răsărit, împrumutând pământului o culoare de un verde mohorât, silueta singuratică apăru teribil de neînsemnată, în contrast cu ziua ce începea. În timp ce John pândea, amfitrionul său rămase câteva clipe absorbit într-o meditație de nepătruns. Apoi le făcu semn celor doi negri care stăteau ghemuiți la picioarele lui să ridice povara aruncată jos. Pe când se trudeau să o ridice, prima rază de soare pătrunse prin nenumăratele fațete ale unui diamant imens, minunat șlefuit, și o strălucire albă se aprinse și ilumină văzduhul ca luceafărul dimineții. Purtătorii se clătinară o clipă sub greutate, apoi mușchii lor, care fremătau sub luciul umed al pielii, se opintiră și cele trei siluete rămaseră din nou nemișcate, în neputința lor sfidătoare în fața cerului. După un timp, omul alb înălță capul și își ridică încet brațele într-un gest care cerea să-i se dea atenție, ca un orator care invită mulțimea să-l asculte. Dar nu exista nicio mulțime, ci doar liniștea imensă a muntelui și a cerului, întreruptă de cântecul îndepărtat al păsărilor, jos printre pomi. Silueta de pe curmătura de stâncă începu să vorbească, rar și cu o mândrie neînvinsă. „Hei, tu de acolo de sus!” strigă cu o voce tremurătoare. „Hei!” Se opri cu brațele ridicate și capul înălțat, într-o poziție de parcă ar fi așteptat răspuns. John își încordă privirile să vadă cine cobora de pe munte. Dar muntele era pustiu. Nu era decât cer și flautul batjocoritor al vântului prin creștetul pomilor. Era oare cu putință ca Washington să se roage? O clipă John se întrebă uimit. Apoi iluzia dispăru. În întreaga atitudine a bărbatului era ceva cu totul opus rugăciunii. „Hei, tu de acolo de sus!” Vocea căpătase forță și siguranță. Nu avea nimic dintr-o rugă deznădăjduită. Dacă avea ceva, atunci era doar o nuanță de condescendență monstruoasă. „Hei, tu de acolo!” Cuvinte rostite prea repede ca să se înțeleagă, învărmășindu-se unele peste altele. John asculta cu respirația tăiată, prinzând dici colo câte o frântură, în timp ce vocea se întrerupea, relua, se întrerupea iarăși, când puternică și convingătoare, când marcată de o nerăbdare apatică, nedumerită. Apoi, în mintea singurului ascultător, prinse să se înfiripe o convingere care, odată statornicită, trimise un val de sânge nevalnic în arterele lui. Braddock Washington îi oferea lui Dumnezeu mită. Asta făcea, nu încăpea nicio îndoială. Diamantul din brațele sclavilor era un fel de mostră de avans, o promisiune că va urma mai mult.
și John înțelese că acesta era firul roșu care trecea prin propozițiile sale. Prometeu îmbogățit aducea drept ofrandă jertfe vechi, ritualuri uitate, rugăciuni învechite dinaintea nașterii lui Hristos. La început, discursul îi reamintea lui Dumnezeu de darurile pe care divinitatea binevoise să le accepte de la oameni. Biserici mari dacă va salva orașele de ciumă, aur și smirnă, vieți omenești și femei frumoase și arme captive, copii și regine, vietăți ale pădurii și ale câmpului, oi și capre, recolte și orașe, tărâmuri întregi cucerite care fusese jertfite în desfrâu și sânge pentru îmbunarea lui, cumpărând în schimb iertarea de mânia divină. Iar acum, el, Braddock Washington, împăratul diamantelor, rege și preot al epocii de aur, arbitru al splendorii și luxului, oferea o comoară așa cum prinții dinaintea lui nu visaseră niciodată. O oferea nu implorând, ci cu mândrie. Îi va da lui Dumnezeu, continuă Braddock Washington, intrând în amănunte, cel mai mare diamant din lume. Acest diamant va fi tăiat în mult mai multe mii de fațete decât frunzele unui pom. Și atunci, diamantul va fi șlefuit până la perfecțiunea unei pietre nu mai mari decât o muscă. Nenumărați oameni vor lucra la el timp de ani îndelungați. Va fi așezat sub o boltă de aur, minunat cizelată și străjuită de porți de opal, încrustate cu safire. În mijloc va fi sculptată o capelă dominată de un altar din radiu irizat, descompus în părți componente, mereu în schimbare, care va orbi ochii oricărui credincios când va veni timpul să-și ridice capul din rugăciune. Și pe acest altar se va jertfi pentru satisfacția binefăcătorului divin orice victimă pe care și-o va alege el, chiar dacă ar fi cel mai de seamă și mai puternic om în viață. În schimb, cerea un lucru de nimic, un lucru care pentru Dumnezeu era absurd de ușor, doar ca totul să fie din nou așa cum era ieri la aceeași oră și să rămână așa, atât de simplu, să se deschidă doar cerurile, să înghită pe oamenii aceia cu aeroplanele lor cu tot și apoi să se închidă la loc, să-i redea sclavii din nou vii și nevătămați. Până atunci nu fusese nevoit să trateze sau să se târguiască cu cineva. Se îndoia numai dacă oferise o mită destul de mare. Dumnezeu avea și el prețul lui, fără doar și poate. Dumnezeu era făcut după chipul omului, deci Dumnezeu trebuie să aibă și el prețul lui. Și prețul va fi deosebit. Nici o catedrală a cărei construcție a durat sute de ani, nici o piramidă înălțată de 10.000 de oameni, nu va fi ca această catedrală, ca această piramidă. Aici se opri. Aceasta era oferta lui. Totul va corespunde descrierii pe care o făcuse și nu era nici urmă de modestie în afirmația lui că nu era scump la prețul acesta. Lăsa să se înțeleagă că nu încă pe tocmeală, providența putea să accepte sau nu. Pe măsură ce se apropia de sfârșit, frazele se frângeau trunchiate și nesigure, iar trupul îi apărea încordat, întins să prindă cel mai vag semn sau șoapte de viață în spațiul din jurul lui. Părul îi albise în timp ce vorbea și acum înălța capul spre ceruri ca un profet din vechime, grandios în nebunia lui. Atunci, pe când John, fascinat, privea țintă, îi se păru că undeva în jurul lui se petrece un fenomen ciudat. Părea că cerul se întunecă o clipă, că într-o rafală de vânt se aude un murmur neașteptat, un sunet de trâmbițe îndepărtate, un suspin ca foșnetul unei mantii mari de mătase. O clipă, întreaga natură de jur împrejur participă la această întunecare. Cântecul păsărilor încetă, pomii se liniștiră și sus, deasupra muntelui, se auzi un bubuit de tunet, surd, amenințător. Asta a fost tot. Vântul se stinse printre ierburile înalte ale văii. Zorile și ziua își reluară drepturile într-o clipă, iar soarele care răsărise trimitea văluri calde de pâclă aurie, care deschidea în față o cale strălucitoare. Frunzele râdeau în soare și râsul lor clătina pomii până când fiecare ramură era ca o școală de fete din țara zânelor. Dumnezeu refuzase să primească mită. Timp de încă o clipă, John contemplă triumful zilei. Apoi, întorcându-se, zări o fâlfâire cafenie jos lângă lac, apoi alta, apoi încă una, ca dansul unor îngeri aurii coborând din nori. Avioanele aterizaseră. John se strecură din spatele bolovanului și fugi la vale pe coasta muntelui, spre desișul de pomi unde cele două fete se treziseră și l-așteptau.
Kismin sări în picioare zornăind bijuteriile din buzunare, cu o întrebare pe buzele întredeschise. Dar instinctul l-avertiză pe John că nu era timp de vorbă. Trebuiau să coboare de pe munte fără a pierde un minut. Le apucă pe fiecare de mână și, în tăcere, își croiră drum printre trunchiurile pomilor scăldate acum în lumină și prin păcla care se ridica. În urma lor, din vale nu se auzea niciun sunet, afară de țipătul plângăreț al păunilor, hăt departe, și de murmurul plăcut al dimineții. După ce merseră cam o jumătate de milă, ocolind parcul, apucară pe o potecă îngustă care ducea peste ridicătura de pământ din apropiere. În punctul cel mai înalt se opriră și se întoarseră. Își îndreptară privirile către versantul muntelui pe care tocmai îl părăsiseră. Apăsase un simțământ sumbru de tragică iminență. Limpede proiectat pe cer, un om distrus, cu părul alb, cobora încet coasta abruptă, urmat de doi negri uriași și impasibili, care purtau o greutate ce tot mai scăpăra și strălucea în soare. La jumătatea drumului spre vale, alte două siluete li se alăturară. John izbuti să vadă că erau doamna Washington și fiul ei, pe al cărui braț se sprijinea. Aviatorii coborâseră din mașinările lor pe pajiștea ce se întindea în fața castelului și, cu puștile în mână, porneau în formație de trăgători sus, spre muntele de diamant. Dar micul grup de cinci, care se formase mai sus și absorbea atenția tuturor privirilor, se oprise pe o cornișă de stâncă. Negrii se aplecară și ridicară ceea ce se dovedea a fi ușa unui tunel în coasta muntelui. Toți dispărură înăuntru, întâi omul cu părul alb, apoi soția și fiul lui și la urmă cei doi negri. Iar soarele polei vârfurile scânteitoare ale podoabelor bătute cu nestemate de pe capul lor, o clipă înainte ca ușa să se lase și să înghită pe toți. Kismin apucă strâns brațul lui John. "Oh!" exclamă ea nebunită. "Unde se duc? Ce au de gând să facă?" "Trebuie să fie vreo cale subterană de evadare." Țipătul de durere al celor două fete îi întrerupse fraza. "Nu pricepi?" hohoti Kismin isteric. "Muntele e minat." Chiar în timp ce fata mai vorbea, John ridică mâinile ca să-și ferească vederea. Înaintea ochilor lor, întreaga suprafață a muntelui se prefăcuse deodată într-o masă galben arzătoare, orbitoare, care răzbătea prin gazonul de deasupra, ca lumina prin palma omului. Incandescența insuportabilă dură un timp și apoi dispăru ca un filament stins, lăsând un pustiu negru din care se înălța încet un fum albastru, ducând cu el resturile calcinate ale vegetației și trupurilor omenești. Din aviator nu mai rămăsese nici sânge, nici oase. Pieriseră cu desăvârșire, ca și cele cinci suflete care pătrunseseră înăuntru. În același timp, castelul se pulveriză pur și simplu în aer, cu un șoc imens, explodând în bucăți incandescente, apoi se prăbuși înapoi pe propria temelie, într-o grămadă fumegândă care zăcea aruncată pe jumătate în apa lacului. Nu se vedea nici urmă de foc. Fumul, cât era, se risipia amestecându-se cu lumina soarelui și, o vreme, o pulbere prăfoasă de marmură se împrăștie din grămada mare, imensă, informă, care fusese odată lăcașul nestematelor. Nu se mai auzea niciun sunet, iar cei trei erau singuri în vale. Capitolul 11. La sfințitul soarelui, John și cele două însoțitoare ale sale ajunseră la stânca înaltă care marcase hotarele domeniului familiei Washington. Privind înapoi, văzură valea pașnică și fermecătoare în amurg. Se așezară ca să termine mâncarea pe care Jasmine o luase cu ea într-un coș. "Așa!" făcu ea pe când întindea fața de masă și așezase în vișurile într-o grămăjoară îngrijită. "Nu vă face poftă? Întotdeauna am fost de părere că mâncarea are gust mai bun în aer liber." Cu această remarcă, observă Kismin, Jasmine își face intrarea în clasa mijlocie. "Acum," spuse John cu înfrigurare, "deșoartă-ți buzunarele ca să vedem ce bijuterie ai luat cu tine. Dacă ai făcut o selecție bună, noi trei ar trebui să trăim comod tot restul zilelor noastre." Ascultatoare, Kismin băgă mâna în buzunar și aruncă doi pumni plini de pietre strălucitoare în fața lui. "Nu-i prea rău," exclamă John entuziasmat. "Nu sunt prea mari, dar... Hei!" Expresia îi se schimbă când ridică una din pietre în lumina soarelui care apunea. "Oh, dar nu sunt diamante. Ceva nu e în regulă." "Ei, asta e bună," a vorbit Kismin cu o expresie mirată. "Ce proastă sunt." "Păi,
păi sunt diamante false!" strigă John. Știu!" și zbucni în râs. Am tras din greșeală alt sertar. Pietrele astea împodobeau rochea unei fete care a venit în vizită la Jasmine. Am convins-o să mi le dea mie în schimbul unor diamante adevărate. Nu văzusem până atunci nimic altceva decât pietre prețioase." Și asta e tot ce ai luat?" Mă tem că da." Pipăi visătoare briliantele. Cred că îmi plac mai mult astea. Sunt cam plictisită de diamante." Foarte bine," a făcut John posomorât. Va trebui să trăim în Heights și o să îmbătrânești povestind unor femei incredule că ai tras din greșeală alt sertar. Din păcate, carnetele de depunere ale tatălui vostru au ars odată cu el." Dar ce e cu Heights? Dacă la vârsta mea ajung acasă cu o nevastă, tata mai mult ca sigur mă va înfige în frigare, așa cum se spune pe acolo. Adică mă va desmoșteni." Jasmine spuse calm. Ador să spăl rufe. Întotdeauna mi-am spălat singură batistele. Am să iau rufe la spălat și am să vă întrețin pe amândoi." Există spălătorese în Heights?" întrebă Kismin cu naivitate. Sigur," a răspunse John. E la fel ca oriunde în altă parte." Credeam că acolo e prea cald pentru a purta haine." John râse. Încearcă numai," propuse el. O să te alunge mai înainte să începi." O să fie și tata acolo?" întrebă ea. John se întoarse spre ea uimit. Tatăl tău e mort," răspunse sumbru. Ce să caute în Heights?" Aha, ai făcut confuzie cu celălalt loc cu același nume în care nu mai crede nimeni de mult." După cină, împăturiră fața de masă și întinseră păturile pentru culcare. Ce vis a fost!" suspină Kismin privind lung stelele. Ce ciudat mi se pare că mă aflu aici, cu o singură rochie și cu un logotnic fără un ban." Sub stele!" făcuia. Înainte n-am cercetat niciodată stelele. Întotdeauna le-am considerat ca pe niște diamante mari care aparținau cuiva. Acum însă mă înfricoșează. Mă fac să mă simt că totul a fost un vis. Toată tinerețea mea." A fost un vis," spuse John Domol. Tinerețea fiecăruia e un vis, o formă de nebunie chimică." Atunci, ce plăcut e să fii nebun." Așa mi s-a spus," făcu John sumbru. Nu știu mai mult. În orice caz, să ne iubim un timp, un an sau doi, tu și cu mine. Asta e o formă de beție divină pe care o putem încerca cu toții. Nu există decât diamante pe lume. Diamante și poate meschinul har de a suporta deziluzia. Ei bine, l-am pe acesta din urmă și n-am să realizez nimic de pe urma lui." Se cutremură de frig. Ridică-ți gulerul hainei, fetițo. Noaptea e răcoroasă și ai putea să te îmbolnăvești de pneumonie. Mare păcat a făcut acela care a inventat starea de conștiință. Hai să o pierdem pentru câteva ore." Și zicând acestea, se înfășură în pătura lui și a dormi. Ați ascultat Un diamant mare cât hotelul Ritz, de Scott Fitzgerald. Noiembrie 1980. A citit Ana Levârdă.